probabil nu e moldovean care să nu aibă cel puțin un cont pe Facebook, Instagram, Odnoklassniki, TikTok, Twitter, Twitch sau alte platforme care însă nu sunt foarte populare la noi. Și dacă tot am menționat cele mai importante, l-am invitat astăzi lângă noi pe antreprenorul și expertul în social media marketing, Dumitru Talmazan, care ne va spune care au fost în 2021 cele mai populare sau cea mai populară platformă în Moldova, dar și cum ne protejăm contul de hacker și atacuri cibernetice. Bună ziua și bine ai venit acasă! Bine v-am găsit acasă! Spune-ne, care este sau care a fost în 2021 platforma cea mai populară? Știi, dacă vorbim de Republica Moldova și da. Rețele sociale, cred că trebuie să segmentăm audiențe, adică tineretul. Asta este TikTok, asta este Instagram, oamenii care au vârsta 20-45, vârsta conștientă, așa să o numim, este Instagram, Facebook și regiunile Republicii Moldova plus vârsta 45-65 plus este Facebook Odnoklassniki. Adică, practic, este tot un fenomen. Împărțiți. Da, pe de o parte, noi suntem peste tot. Adică fiecare are și Odnoklassniki. Poate că eu când întreb aia Odnoklassniki, zice, dar nu am parolă, nu știu ce. Dar toți au aproape toate rețelele, însă dependență în ce fel de segmentul ești, ești mai activ sau mai pasiv în anumite rețele. Ca și conținut pe care îl plasăm. Pe Facebook, Instagram, TikTok-ul este clar, e cu totul altceva. Trebuie să ne dublăm conținutul sau fiecare platformă și are propria direcție? De regulă îl dublează. Majoritatea nu au când, mai ales dacă Instagram-ul și Facebook permite să faci link la account și postezi pe unul, pleacă la toate. Dar dacă vrem performanțe, din experiență și ca un sfat de expertiză, este că ar fi bine să dublăm doar contentul care este adecvat în acea rețea socială. Cu alte cuvinte, dacă eu aș face o postare despre interviul de astăzi, atunci eu pe Facebook aș posta tot interviu, iar pe Instagram aș pune niște stories-uri cum noi filmăm acest interviu sau cum se întâmplă după culise. Cu alte cuvinte, fiecare rețea socială poate da un accent personalizat și individual pentru fiecare din noi. De aceea, dacă vrem rezultat, căutăm content aparte. Am vorbit despre business, da? Dar până la urmă, oamenii sunt cei care au conturi de Instagram. Și riscăm foarte des să ne fie furate aceste conturi. Cum trebuie să ne securizăm? Pentru că asta este foarte important, să ne securizăm contul. De ce suntem, să zice, de ce ne se fură conturile? Nu știu, spune tu. Pentru că oamenii nu înțeleg de ce ar fi ei sub risc, pentru că cui trebuie contul lui. Mai ales contul de Instagram sau contul de Facebook, algoritmii rețelelor de socializare presupune că atunci când tu creezi un cont și faci o anumită activitate, dacă tu creezi azi cont și vrei să cheltui 2, 3, 5.000 de euro în promovare, nu o să-ți dea voie. Pentru că ești un user nou, adică ești un utilizator nou. De aceea, deseori persoanele care vor să promoveze servicii interzise, spre cum adausuri de sport sau medicinale sau genți de brand, dar fake, dacă le promovezi din cont, Instagram, Facebook te blochează. Și atunci îți fură contul tău, tu deja ești de 10 ani în Instagram și promovează serviciul lor interzis prin contul tău. Până algoritmii identifică, trec 2-3-5 zile și ei reușesc în așa fel să-și promoveze serviciile și produsele interzise. Și atunci trebuie să schimbăm parola mai des. De aceea, noi suntem sub risc să ne fie furată identitatea pe de-o parte sau să fie folosit conturile noastre pentru zona de promovare sau să fie, mai este așa situație când îți fură contul și cer bani pentru asta. Am avut vreo 10 cazuri. Mai ales influencerilor, da, există chestia. De aceea, ceea ce trebuie să facem este, așa zisă, profilactică. Primul rând, să nu aveți o parolă la toate rețelele de socializare. Asta e greu, eu știu, mai ales parola de la rețelele de socializare mai este încă și parola de la Gmail sau de la e-mail, pentru că și uitați într-un loc. Și încă este și o parolă foarte basic, foarte simplă, foarte banală. De aceea, azi, noi intrăm într-o eră a consumului digital foarte puternică. Noi deja avem semnătura electronică, deja se discută despre identitatea electronică, respectiv îndemnăm toți utilizatorii să înceapă să practice consum corect a internetului, ceea ce înseamnă creați parole aparte, creați parole complexe, nu ziua de naștere, anul și patru numele de mamei, unul. Numele mamei, numele tău, da. Pentru că azi
tu, dacă te loghezi într-un cont undeva la lucru, spre exemplu, și pe urmă la prieten și pe urmă în altă parte, dar mai cu seamă când plecăm în odihnă, noi ne logăm la internet în aeroport și noi lăsăm și Gmail-ul nostru, deseori îți spune și introduci parola și atunci se numește asta phishing, în engleză pescuit. Pescuim. Ei, îți pescuiesc datele. După asta, având acces la e-mail-ul tău, el practic o bună parte din rețelele sociale au ca dublă autentificare sau ca sistem de securitate e-mail-ul tău. Respectiv, dacă eu ți-am luat în aeroport e-mail-ul, mare probabilitate că eu, după numărul de telefon, pentru că tu ai spus că ești din Republica Moldova, eu înțeleg că tu ești plus 373, respectiv, eu am mari șanse să-ți sparg contul ca să-ți fur identitatea cu șazisele scopuri. Și cât de des trebuie să renuim această parolă? Eu zic așa, minim o dată la 3 luni, ori când în conturile voastre de socializare se întâmplă niște acțiuni foarte dubioase, genul, te-au aruncat, este așa, tu intri în aplicație și te-ai delogat și tu nu înțelegi de ce. În momentul acela poate fi de sistem, adică telefonul sau aplicația, dar eu în așa situație schimb parola. Și cel mai important în sistemul de securitate este dublă autentificare. Telefonul totuși este astăzi un instrument, cred că, care nu este pe un an de zile. Majoritatea l-au din născare, au numărul lor telefon. Respectiv, în orice rețea socială, și în e-mail, și în YouTube, și în Facebook, Instagram, există dublă autentificare. Punem telefonul și fiecare dată când cineva vrea să logheze în contul nostru, îți vine SMS. Și doar cu acel cod poți să te autentifici. O ultimă întrebare. Dacă se întâmplă ceva, apelăm și scriem celor de la Facebook? În primul rând, da. Deci intrați în Google, scrieți suport Facebook și acolo este primul link. Scrieți dacă și ca să se întâmple totul corect, numele, prenumele trebuie să fie ca în buletin. Deci, foarte dacă important. Ești Angela, dar în Facebook ești Angela. Sau Angie. Angie, 274. Da. Atunci, tu când o să atașezi buletinul tău, Facebook o să vadă altă persoană și el nu o să te deblochezi. De aceea, numele, prenumele ca în buletin, parola complexă și diferită, dublă autentificare. Și, cel mai important, nu clicăm pe link-urile dacă nu faci share la 300 de oameni, n-ați ploi în sat. Da, adică... Mulțumim pentru sfaturi și să ne auzim mai departe în 2022 cu drag. Cu hinturile astea. Un an frumos și securizat la toți.